Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați revenit la Deșteptarea României. Mulțumesc că ascultați această emisiune, cea mai ascultată, de fapt, din radioul românesc la această oră. Dar vă mulțumesc în primul rând pentru că ați arătat că în România se și poate construi. Știți care a fost demersul nostru? Să încercăm să vorbim între mai multe părți, să facem punți, să dialogăm, să fiți față în față cu oficiali experți și să ne auzim unii pe alții despre problemele noastre fundamentale. Cred cu tărie în faptul că noi avem aceleași scopuri până la urmă. Ne dorim aceleași lucruri pentru România și cetățenii săi și Deșteptarea României a demonstrat vreme de câteva luni de când am început acest program că chiar dacă suntem sau avem gânduri diferite, noi putem dialoga. E un lucru pe care începem să-l recâștigăm în societatea românească și îmi pare bine că pleacă de aici sau că începe de aici, de la Europa FM. Scopul nostru este comun. Poate drumurile sunt diferite și îmi pare bine că ați venit să vorbiți cu noi, indiferent de ceea ce credeți. Proiectul editorial Deșteptarea României a început în martie anul acesta. Am ales să vorbim despre temele fundamentale care trebuie rezolvate sau despre problemele fundamentale ale României. Am vorbit despre transporturi, am vorbit despre mediu, discriminare, educație și pentru luna iunie am ales să vorbim despre copilărie, cu tot ce înseamnă acest lucru. Deși dacă vă gândiți, copilăria e un moment fericit, sunt atât de multe lucruri de rezolvat aici, încât au devenit niște emisiuni de fapt foarte grele. Ultima ediție este despre bullying, un termen care pentru generația mea nu a existat. Îi vom căuta și o traducere imediat, dar el înseamnă agresiune, violență, hărțuire, poate câte un pic dintre toate acestea are niște caracteristici. Pentru generația mea, a te bate în școală, a mai chinui pe cineva, a mai spune o vorbă urâtă sau a exclude, și pentru părinții noștri erau lucruri firești. Sigur că mama mai era chemată la școală sau dacă un casam eu erau chemați alți părinți, dar până la urmă, ce au făcut, doamnă? Că sunt copii, nu? Așa fac copiii. Cu timpul am învățat că ce fac copiii duce la traume care țin toată viața, că sunt lucruri de care nu mai scapi, că excluderea este dureroasă și că uneori te lovește întreaga viață. Nu o să vorbesc eu singur despre asta, imediat vă spun și întrebările, dau din nou numărul de telefon, dar alături de mine este un specialist, este vorba de doamna Mihaela Dino, de la Organizația Salvați Copii, coordonatoare chiar a programului anti-bullying. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult! O să vă întreb imediat și despre cazuri. Numai săptămâna asta am auzit așa, săptămâna asta, luna asta, copilul care s-a aruncat pe geam la liceul din București, o bătaie bine organizată la Timișoara, avem o copilă care a băut într-o școală de lângă București și, a fost lăsată în parc și fotografii cu ea au fost luate de colegi și distribuite în fel și chip. Toate aspecte ale violenței, 71% dintre copiii, doamnă, se plâng de chestiunea asta, orică au fost hărțuiți, agresați, orică au fost martori. Nu-i foarte mare cifra asta, 71%. Da, într-adevăr, este foarte mare, îngrijorătoare. Dacă ei și-au dat seama că au fost supuși acestor hărțuiri, jigniri repetate, vă dați seama cei care nu au conștientizat că au trecut prin așa ceva. Da, e posibil să nu conștientizezi? Este posibil să refuzi, să îți dai seama că și tu ești în situația acelui copil bătut, jignit, îmbrâncit și așa mai departe. Dar care, explicați-mi așa un pic, care sunt acțiunile care definesc bullying-ul? Adică la ce să ne uităm dacă vorbim și de o lipsă de recunoaștere? În primul rând, sunt câteva caracteristici. Vorbim de intenționalitate, de repetitivitate a actelor de violență, hărțuire, jignire. Și cel mai adesea acestea se petrec în grupuri, în mediul școlar. Cumva cam asta ar fi o definiție foarte pe scurt. Povestiți-mi. Aveți, poate, de-a lungul carierei dumneavoastră de consilier sau profesor, sunt sigur că v-ați întâlnit cu cazuri. Ce vă vine acum în minte dacă vă întreb pe loc așa, fără pregătire?
Îmi vin în minte foarte multe situații povestite de copii, cum se simt în jurul celorlalți, de ce evită să facă anumite lucruri sau să meargă în anumite, locuri. Și atunci ne întrebăm de ce, ce legătură au aceste locuri, de ce refuză să interacționeze, să comunice, de ce în parc, nu neapărat în mediul școlar, au o anumită atitudine față de alți copii de vârsta lor. Și atunci ne întrebăm de unde. În familie nu s-au întâmplat lucrurile astea, pentru că lucrăm și cu părinții și ne spun. Acasă nu i s-a întâmplat, în prezența mea nu. Atunci de unde? Haideți să dăm firul înapoi. Dacă vorbim de grădiniță, se pot întâmpla și acolo niște lucruri care țin din sfera fenomenului de bullying. Dacă vorbim de școală, de asemenea. Bun, ați fost în Dâmbovița, spuneați că acolo a început programul pilot. Da. Care a fost lucrul care v-a surprins cel mai tare pe dumneavoastră? Da, noi am început în 2019 să pilotăm acest grup de acțiune pe care apoi l-am propus în legea anti-bullying în 40 de școli de acolo. Și am lucrat împreună cu cadrele didactice, consilierul și un elev. Practic erau niște mini-grupuri. Ce am constatat este că, deși fenomenul de bullying era prezent pentru că pe fișe, pe identificare, pe evaluare, regăseam acele caracteristici, nu erau conștientizate ca făcând parte din acest fenomen. Și erau un pic, nu neapărat trecute cu vedere, dar nu luate la adevărata valoare și gravitate. În sensul că sunt copii, așa interacționează ei, genul de replici venite din partea cadrelor didactice la vremea aceea. S-a mai întâmplat și au trecut de la sine, s-au rezolvat problemele, deci tot felul de astfel de mesaje. Trec de la sine, apropo? Nu. Este un mit, dacă vreți. Fenomenul de bullying nu trece. În fenomenul de bullying este nevoie neapărat de intervenția adultului, fie că vorbim de părinte, fie că vorbim de cadru didactic. Și este un fenomen care, ignorat, netratat la adevărata dificultate, așa cum spuneați în deschidere, are repercursiuni pe întreaga viața adultului. Vorbim la viața profesională, viața socială, viața familială a adultului. Uite, îmi scrie o colegă chiar în aceste momente, da, am avut o colegă mămică, am avut de-a face cu bullying-ul, nu la școală, ci la antrenamentele de gimnastică. Îți îngheață sângele când auzi copilul, cum îți povestește că o altă fetiță a lovit-o repetat în timp ce îi spunea e distractiv, îți mai dau una. Ce faci într-o situație de asta ca părinte? În primul rând, trebuie să vorbești cu adultul de acolo care gestionează și coordonează acest grup. Nu poți doar tu ca părinte să te duci să discuți cu celălalt părinte. Nu așa se rezolvă situația. S-ar putea, poate, în unele situații să se rezolve și așa. Dar nu este cea mai eficientă rezolvare, pentru că copilul agresor își va găsi un alt copil victimă, nu va fi fetița respectivă, dar va fi alta. Deci cumva trebuie intervenit acolo și la nivelul copilului agresor, nu doar la nivelul copilului victimă. Dar, doamna Dinu, copiii se mai bat. Copiii se mai bat, dar vorbeam de intenționalitate și de repetitivitate. Da, se bat. Atunci sunt acte de violență, sunt abuzuri fizice comise asupra copiilor, altor copii, la nivelul lor. Însă, dacă există ceea ce se numește repetitivitate, este clar încadrat la fenomenul de bullying. Pentru că astăzi o jignește, mâine o îmbrâncește, poi mâine nu știu ce mai spune despre copilul respectiv. Deci există și o gradualitate, să spunem, a acestor fenomene. Da, există. De când s-au întors copiii la școală, iarăși am văzut știrile. Da? Un copil de la liceu din București s-a aruncat pe un geam, n-a pățit, adică e bine astăzi, pentru că a avut noroc, dar el era chinuit de mai mulți colegi de-ai săi. Am avut și o intervenție neclară a unui director de acolo, ca să spun, puțin. Neclară, da, a fost o anchetă a Ministerului, s-a ajuns până la Minister, s-au propus niște comitete anti-bullying, dar am mai văzut bătăi la Timișoara, de exemplu. Și dacă v-aș duce în trecut, există un caz la Mangalia în noiembrie 2019, când o adolescentă s-a sinucis, lăsând un bilet în care a spus, sunt un nimic, sunt o proastă, sunt o tâmpită, pentru că așa fusese tratată chiar și de către un profesor la școală. Și copila aceea
și a luat viața, adică s-a ajuns până în pragul acesta. Astea sunt lucrurile la care ne vom uita astăzi și vreau să știu de la voi așa, vă dau întâi numărul de telefon 0372069599, îl repet ca să se audă până departe în toate școlile din România, unde sunt convins că se întâmplă lucruri de genul ăsta, 0372069599, și vă întreb în felul următor: ați trecut prin astfel de situații, au trecut copiii voștri, ați fost martori la astfel de situații, că și asta e important, ceea ce ați văzut cu ochii voștri. Și dacă da, care a fost acțiunea școlii sau a adulților de acolo? Cum îi protejați, de fapt, pe copiii voștri de acest fenomen, de aceste agresiuni? Și cum credeți că ar trebui, de fapt, să răspundă școala din România? Adică e clar că acum nu funcționează, pentru că la cifra asta de 71% ne uităm și ea este foarte mare. Deci, care ar trebui să fie răspunsul? Și da, când am lansat emisiunea la 1 fără un sfert, v-am întrebat și în felul acesta, pentru că poate multă lume nu crede. Poate multă lume zice că, dom'le, exagerăm, că până la urmă copiii așa sunt și a trece prin întâmplări de astea e parte din educație. Dacă credeți și lucrul ăsta, vă aștept, indiferent că sunteți părinți, profesori sau cetățeni. 0372069599. Dacă sunteți de acord, doamna Adinu, aș porni dezbaterea. Sigur. Dan, bună ziua, sunteți binevenit la Deșteptarea României. Bună ziua, mă auziți? Da, vă auzim. Ok. Sunt puțin în dificultate pentru că nu cred că mă încadrez complet în definiția bullying-ului. Adică nu pentru mine, ci pentru copiii mei. Nu e vorba de violență fizică, ci e vorba de o izolare fătiță a copilului de ceilalți colegi. Și nu datorită unor defecte fizice sau ochelarist sau gras sau așa, ci pur și simplu pentru că învață prea bine. Și atunci copilul vine la mine și zice: bun, da, ok, sunt bun, iau note bune, dar eu n-am prieteni, ce fac? Adică... Este asta bullying? Dacă îmi dați mie să... O secundă, dacă îmi dați voie să vulgarizez eu și cu... să nu-mi luați în nume de rău ce o să spun acum... Nu. Adică el este văzut ca tocilarul clasei, nu? Și atunci, domnule, copiii, da, îl izolează. Asta ar fi problema, nu? Exact. Ok, doamna Dinu e aici să ne și ajute. E un copil firesc, normal, evident. Conform definițiilor, tipurilor de bullying, aici e cel mai probabil bullying social, prin excludere. Și întâlnim asta în multe școli care nu conștientizează că totuși au acest fenomen. Este o eroare, să spunem așa, să evaluăm doar din punct de vedere a violenței. Bullying-ul poate fi și emoțional, doar emoțional, nu neapărat și fizic. Ceea ce înseamnă că acest copil este exclus din grup, da, pe un considerent, pe faptul că învață foarte bine și este izolat de ceilalți copii. Este tot o formă de bullying. Da, ok, e o formă de bullying și ce-ar putea, sau, de fapt, Dan, de fapt, tu ce îi spui acasă? Eu îi spun că e bine ce face și că, într-un fel sau altul, pe viitor îți va face prietenii pe care îi merită. Mesajele sunt foarte pozitive pe care le dați. Continuați să o țineți așa. Responsabilitatea în grupul de la școală revine și a profesorului de acolo, care ar trebui să găsească niște metode de colaborare între copiii care învață foarte bine și ceilalți. Grupurile acelea de lucru, grupul pe anumite teme, ca să-i facă să interacționeze. El este practic izolat, probabil în timpul orei, când profesorul ar trebui acolo să vină și să găsească metode să-i aducă, să interacționeze, să schimbe dinamica grupului. Pentru că bullying-ul este un fenomen de dinamica grupului. Dar cu profesorii ați vorbit, apropo? Da, mai mult sau mai puțin. Și ce răspuns primiți? Nu știu dacă neapărat bullying-ul este în timpul orelor, ci mai mult în afară. Adică dacă
În pauză. Colegii se întâlnesc și fac când vrea și ea să se întâlnească, na, întâmpină așa o respingere și... Am trecut și cu cea mare prin exact aceleași situații și până la urmă și-a dat seama, a ajuns la facultate, a ajuns într-un grup extraordinar și are prieteni. Și spun ce le nici vezi, se poate. Na. Eram curios mai mult de definiție, dacă și asta se întâmplă la definiție. N-aș vrea să da. Pur prea mult timp e din foarte... Îți mulțumesc tare mult, Dan, și înțeleg suferința părintelui în mod evident, pentru că te uiți la copilul tău și e o situație în care te simți cu mâinile legate. Adică... Exact. Ce să fac eu, zic, ce să fac eu, ce să-i spun dacă tu nu ai prieteni? E greu, nu pot să-ți fac eu prieten, nu? Sau pot să-ți fac eu prieten? Acum, depinde și de context. Situația trebuie analizată într-un context. Sigur. Dacă tipologia copilului este una mai anxioasă, mai retrasă, este clar că el își va face mai greu prieteni sau va avea foarte puțini. Trebuie evaluat asta dacă lucrul ăsta se întâmplă și în alte contexte de excludere a copilului, că poate fi, nu știu, la cursuri extrașcolare și să vedem acolo cum interacționează cu acei copii, pentru că sunt lucruri comune, mult mai comune pe care le au ei în acel grup, de exemplu, de pictură, un sport sau altceva. Îi unește ceva. Exact. Larisa, salutare, ești la Deșteptarea României. Care e povestea ta? Bună, de curând, acum undeva la maxim 2 ani de zile, băiețelul cel mare fiind atunci în clasa a doua, a schimbat școala și el de obicei era un personaj alta, ca să zic așa, prin crema băieților mai năzdrăvani. Ca să fie acceptat, nu și-a dat seama că este vorba de bullying ca și între colegi și a acceptat anumite chestii, cu toate că el se simțea prost pe moment sau se dea seama că nu e ok, dar vrea să fie acceptat în acel grup. Mai grav mi s-a părut că la anumite sesizări între copii, doamna învățătoare a luat o atitudine nepotrivită, aș putea spune, iar eu am mers pe principiu. E copil de aproximativ 8-9 ani, încă mai minciunește puțin, cred adultul, nu cred copilul. Eu sfătuiesc chiar pe toți părinții cu experiența mea de doi copii de 12 și de 7 ani să-și asculte copiii, să le dea crezare, să nu asculte doar adultul. Și de ce? Pentru că mi s-a confirmat că sesizându-mă, am încercat să iau atitudine cum vorbim cu învățătoarea și m-am dus inclusiv la psihopedagogul școlii, am constatat cu stupoare că au fost motive așa puțin ciudățele pentru care nu s-a dorit ca eu să ajung la psihopedagogul școlii și mi-am dat seama că de fapt punând niște piese de puzzle mi-am dat seama că de fapt băiețelul meu spune adevărul, iar în momentul în care l-am mutat la o altă școală din cauza orarului de după masă să fie doar de dimineață împreună cu profesorul care începea clasa 0, a început copilul să-mi povestească de fapt, mama ce bine este aici, mama ce bine se comportă copiii cu mine și întrebându-l de ce spui mama asta, copilul a ajuns să-mi povestească niște lucruri care înainte nu le-a povestit. Eu știam că a fost o mini victima bulismului și doamna nu a luat atitudinea corectă, dar mi-am dat seama prin ce a trecut sărăcuțul de-abia după ce s-a mutat la cealaltă prin școală. Ce trecuse? Acum la 12 ani, acum la 12 ani, el mi-a spus cu gurița lui, mama, pe de parte îmi pare bine că s-a întâmplat așa, pentru că pot să spun că m-au călit. Dar la momentul respectiv nu știu cât a simțit de lucrul acesta. Prin ce a trecut? Un mic exemplu, în pauze se jucau, un băiețel mai răutăcios i-a pus piedică prietenul lui, el ca să-l apere, a venit acel băiețel răutăcios și i-a dat cu doi pumni peste ambele urechi. În momentul în care s-a dus și a zis la doamna ce s-a întâmplat și băiatul pe care îl apărase, oarecum că erau prieteni să jucau împreună, a confirmat varianta lui, a auzit din gura doamnei, eu aici sunt doar spusele copilului meu și credeți-mă că am motive să-l cred, doamna spusese ceva de genul, foarte bine ți-a făcut, nu este doar curtea ta. Da. Nu știu. Momentul în care eu am ajuns la psihopedagogul școlii și doamna mi-a spus la ce clasă este copilul, cine este învățătoare, să-mi spună, dar cum nu a dat doamna până acum numărul meu de telefon, că avea numărul meu.
Și am mai pus așa niște puzzle-uri, niște piese în puzzle-ul meu, că risc să mă repet. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar așa cum credeam eu, crezând doar adultul. Și e ceva ce o să trăiește cine întâlnește și cine are probleme de școală, grădiniță, acomodare, bulism, să-și asculte foarte bine copilul și să aibă răbdare, să îi pună întrebări, să vorbească cu el. Și e foarte important, cum spunea și doamna de mai devreme, inclusiv invitatul nostru telefonic, că e foarte important să educi copilul de acasă, să-i dai sprijin, să-l susții, în așa fel încât el să fie deschis, să vorbească cu tine, să-ți povestească, ca tu, ca părinte, să poți să știi ce fel de atitudine să îi pune. Dar știi că nu toți reușim să facem lucrul ăsta. Cum procedăm? O secundă rămâi alături de noi. Cum procedăm aici să, ca un copil să fie deschis față de tine? Ce îi spui? Ce îl întrebi? Ce îi zici? Acum, această deschidere și încredere se formează de mic. În momentul în care comunic cu el, suntem sinceri, reciproc, respectul și sinceritatea, îl învăț ce înseamnă empatia. Lucrurile astea se dezvoltă. Și dacă nu mai e mic și ai pierdut drumul ăsta? El se poate regăsi, deci doar e pierdut drumul, el cândva a fost. Da? Dacă sunt niște baze de atașament acolo solide, cu siguranță le vom regăsi ca și părinți. Dați-mi un mic secret, dați-mi o vorbă cu care să te adresezi unui copil. Doamna a spus mai devreme să-i ascultăm și să-i credem pe copii. În general, copiii victime a fenomenului de bullying, să știți că nu au tendința de a minți. Din contră, au tendința de a ascunde. Este o altă formă de a se sustrage și de a nu-și recunoaște această suferință. E adevărat, am regăsit tendința aceasta de a ascunde lucrurile în cazul copiilor agresori în cadrul fenomenului. Deci da, să ne credem copiii, să ascultăm și opinia părinților, să ascultăm și opinia martorilor, pentru că acolo întotdeauna sunt și niște copii martori. De asta spuneam că e vorba de dinamică, de grup. Nu lucrez doar cu un singur actor al acestui fenomen. Larisa, tu cum procedezi? Păi eu, în primul rând, când sunt doi într-o discuție, încep să ascult pe amândoi. În acest caz era copilul meu și doamna. Sincer să fiu, era o școală nouă. Am încercat să las să se integreze el cu copiii și să nu intervin prea mult eu ca să vorbesc cu copilul, ceea ce nu mi se pare potrivit, mai degrabă mi se pare potrivit să discut cu părintele acelui copil dacă consider necesar. Dar în primul rând am zis, eu cu copilul meu vorbesc acasă și o să sesizez pe doamna învățătoare care este cu ei acolo atâtea ore, că sunt și orele de curs și orele de after. Sunt mai mult de 8 ore pe zi, sunt mai multe ore decât se petrece poate în familie acasă, după masă sau seara, și este cea mai măsură să ia ca și prim adult atitudine în clasă la școală. Nu mi s-a părut oportun să mă duc să cer părerea copiilor, ca apoi să-mi aud poate discuții de la părinți care, dar de ce te-ai dus să-l întrebi copilul meu când poate puteai să vii să vorbești cu mine? Am considerat că e necesar să o las pe doamnă să încerce dânsul să rezolve problema. Apoi am încercat să rezolv problema copilului meu și de aceea m-a apelat și la psihopedagogul școlii. Cineva ne spune, îți mulțumesc tare mult, Larisa, cineva ne spune pe Facebook câte un psiholog în fiecare școală. Sunt 2500 de consilieri pentru 3 milioane de elevi. Da, foarte puțin. Norma acestora este de maxim 800. Dar gândiți-vă, dacă sunt două școli de câte 700 de copii, un singur psiholog poate ajunge și la 1400 de copii. Dumneavoastră ați lucrat ca psiholog consilier. Ce poți să faci? Te poți vedea cu copiii, cu toții? Faci o evaluare? Sau cum procedează un om aflat cu o astfel de mare de oameni în față? Pe de o parte, competențele consilierului școlar sunt limitate, poate face doar o evaluare într-adevăr a fenomenului de bullying, dar el nu poate interveni asupra acestui proces să facă terapie, ci doar consiliere. Pe de altă parte, ca și resursă umană, nu are cum să ia în evidență pe toți acești copii. Și cum găseați un caz, o problemă? Sunt referite de către învățători. Cel mai adesea veneau din partea învățătorilor, mai puțin, într-adevăr, și din partea dirigenților. Mihaela, uite, cred că am o problemă? Da, vin în clasă și observă. A, așa se face? Deci vin în clasă? Așa făceam, da. Se poate observa și asta, pentru că dinamica asta se întâmplă și în timpul orelor și îți poți da seama. Sau refereau, spuneau părinților, mergeți, vă rog, la consilierul școlar și purtați o discuție. E deschisă lumea? Adică vine dacă îi semnalează unui părinte? Acum, da, lucrurile cred că s-au îmbunătățit.
Eu am profesat asta acum 12 ani în urmă. Lucrurile nu stăteau atât de bine atunci. Chiar de către cadrele didactice noi eram foarte primiți, să spunem așa, în școală, ca venind noi să rezolvăm problemele. Însă acum lucrurile s-au îmbunătățit mult pe partea aceasta. Monica, salutare, ești la Deșteptarea României. Te ascultăm. Bună ziua! Într-adevăr, bună ziua dumneavoastră și doamnă invitat. Într-adevăr, sunt foarte multe situații, se pot discuta, cred că, zile în șir pe acest subiect. Eu v-am sunat pentru că în urmă cu câțiva ani buni, băiețelul meu are acum 16 ani, în urmă cu vreo, nu știu, 6-7 ani, în curtea școlii, într-adevăr, nu în timpul orelor, și după programe, după oră, după școală, băiatul meu a fost bătut de un alt copil din curtea școlii, a venit acasă cu semne și plângând. Am sunat, m-am dus în curtea școlii să văd ce s-a întâmplat. Nu vreau să intru în amănunte ce fel de educație și ce fel de copii erau cei care îl bătuseră, pentru că mulți, o parte îl ținuseră și doar unul dăduse efectiv. Am sunat la poliție și domnul agent care a venit, după ce a auzit ce s-a întâmplat, a ascultat și varianta copilului meu și varianta copiilor care fuseseră în curtea școlii în momentul respectiv, a avut ca replică către băiatul meu, care, fiind mai soliduț, chiar dacă era micuț ca vârstă, era bine dezvoltat, a avut ca replică: păi bine, mă, tu ești cu două capete mai mari decât el. Nu ai putut să dai tu cât să nu fii tu cel victima. Și atunci am încremenit și am zis: domnul agent, nu-mi vine să cred ce aud. Dumneavoastră, cam ce sugerați? Că cel care e mai forțos sau mai mare sau mai puternic trebuie să fie cel care... Asta o situație. Sunt fel de fel de situații. Acum, că între copii, că între profesori, cred că lipsește foarte mult educația, nu numai de acasă, și educația din timpul orelor. Și copiii mari, nu cei mici. Cei mici, da, au răspundere, au sunt mai înțelegători, deși sunt mici, sunt mai receptivi la sfaturile date de părinți decât cei mari. Problema se pune, cred că, mai gravă, sau lucrurile pot fi mai grave fizic, de la copiii mai mari. Ei nu sunt avertizați și nu știu ce li se poate întâmpla și ce măsuri se pot lua împotriva lor dacă fac aceste lucruri. Cred că dacă ar fi prevenit și dacă li s-ar spune la ce riscuri se expun, mai ales, să zicem, copiii care depășesc vârsta de 16 ani, când deja răspund ei de faptele lor, nu mai răspund părinții. Poate că în situațiile acelea le-ar fi cumva mai teamă să facă astfel de fapte și să răspundă cu violență la violență sau să... Adică să fie instruiți în școală pe măsură ce cresc cumva, că au și responsabilități. Exact. Sau că faptele lor pot face rău și victimelor, dar și agresorilor. Și lor. Adică, mă gândesc, vin dintr-o, am 47 de ani, vin dintr-o generație în care ni se spunea: ai mare grijă, școala de corecție te paște dacă, nu știu, lovești vreun copil sau faci vreun rău. Poate că în ziua de astăzi un psiholog ar spune: nu trebuie să creștem copiii cu frică și cu teamă. Da, de acord. Dar în același timp cred eu, părerea mea, că trebuie să știe că sunt răspunzători de faptele lor și ce li se poate întâmpla dacă fac astfel de fapte. Da, am putea vorbi aici că nu e nevoie să pedepsim copilul agresor, dar este nevoie să-i spunem ce consecințe decurg din acest comportament al lui. Și atunci este consecințe în sensul că celălalt copil suferă, provocă traumă, violența naște violență, nu așa interacționez, nu așa mă împrietenesc cu ceilalți copii, pentru că la un moment dat copilul agresor s-ar putea să fie el exclus dintr-un grup care nu acceptă violența. Și atunci riscurile și consecințele pot fi și la nivelul lui pe partea aceasta. Dar întâmplarea pe care ne-ați povestit-o, cum s-a
sfârșit? Întâmplarea s-a a continuat, deci după ce am stat de vorbă cu polițaiul și dânsul a urcat la familia copilului care agresase, care lovise efectiv pe băiat, chiar dacă ceilalți din grup erau de o anumită etnie și replicile date către domnul polițai au fost asta e bună, sunt copii și pe al meu l-au bătut altă dată și până la urmă care e problema. Domnul m-a rugat, poate că o să sune ciudat pentru că se apropiau sărbătorile pascale, m-a rugat tot pe mine să fiu bună și să nu depun plângere. Și? Pentru că erau mă rog, le-ar fi, știu, ar fi la poliție e complicat. Părinților o amendă. E complicat că le dai să facă dosare, să știe treaba asta. Și ați depus plângere? Nu, pentru că nu am depus plângere, pentru că sincer vă spun, m-a debusolat atât de tare intervenția acestui agent de poliție, care până la urmă îmi spunea mie că eu trebuie să fiu înțelegătoare și eu trebuie să vin și sărbătorile, oamenii ăștia vor plăti amendă, să știți, dacă depuneți plângere. Și a doua zi, copilul meu a început să supureze în urechi, pentru că printre altele îi dăduse și în urechi, iar, mă rog, în zona intimă a trebuit să ajung la spital cu el, pentru că se plângea de dureri și acolo la spital m-au întrebat ce se întâmplă, pentru că au văzut că sunt urme clar de violență. Nu se putea crede că s-a lovit în zona intimă întâmplător și au rămas urmele respective și a trebuit să spun ce s-a întâmplat pentru ca să nu fiu eu cea acuzată ca și părinte. Și asta a fost tot. Am întrebat, se autosesizează, puteți să sesizați și dumneavoastră, poliția? Nu mergeți la poliție, depuneți plângere. Nu am depus, pentru că mi-am dat seama că în continuare, locuind în acest cartier, iar acea familie fiind din cartier, da. Am înțeles exact despre ce e vorba. V-a fost frică că o să-l terorizeze după asta. Pericol în continuare, da. Sigur că da. De fapt s-a întâmplat fără să depun eu plângere, pentru că din acel moment copilul meu nu a mai mers în curtea școlii la obișnuită partidă de fotbal și de joacă și de ceea ce se întâmplă de când lumea în curtea școlii după program. Corect. Un nou episod de dispariție a statului. Aveți promisiunea mea că în toamnă mă întorc la o serie de discuții despre poliția română. Poate chiar ar merita și o lună de dezbatere aici, pentru că ce se întâmplă e halucinant în ultima vreme. Da, și cred în continuare că degeaba purtăm discuții dacă legal nu se iau măsuri și nu se anunță, nu se mediatizează măsurile luate, astfel încât acei agresori, copii cu ghilimelele de rigoare, dar tot agresori sunt, să conștientizeze spunându-i se, nu de către părinți, pentru că sunt anumite categorii de părinți care nu clar, învață, sigur. Au fost crescuți așa și așa merg mai departe. Din contră, băi, tu ești șmecher, tu trebuie să nu vii acasă bătut. Tu trebuie să bați, nu îmi vine să mi te plângi. Există această mentalitate de foarte mult timp. Îți mulțumesc tare mult, Monica. Vă mulțumesc și eu și să sperăm că acest tip de emisiune nu va rămâne fără ecou. Da, și eu sper tare mult că ajungem la niște concluzii. Măcar știți că se intră mai greu în direct la Deșteptarea României și mulțumesc tare mult pentru răbdare. L-aș lua direct pe Cătălin să ne auzim cu el. Salutare, știu că ești de minute bune acolo, dar acum ne auzim. Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc frumos pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să intervin. Tema este una extrem de importantă din punctul meu de vedere pentru tot mediul școlar, pentru toți copiii din România, însă aș face încă de la bun început o clarificare vis-a-vis de ceea ce înseamnă noțiunea de bullying. Eu spun că cei mai mulți dintre părinți și mai devreme unul dintre părinți chiar spunea că nu știe ce înseamnă bullying.
importăm tot felul de termeni din limba engleză, tot felul de neologisme, ca să nu le numesc în altfel barbarisme, când în limba română avem termeni similari pentru ceea ce se întâmplă în mediul școlar, respectiv agresiune, violență fizică, excludere, iar aici la excludere, într-adevăr, așa cum a menționat și doamna Dinu, există mai multe tipuri de excludere. Una dintre ele și de departe, spun eu, cea mai rea este excluderea pe motive etnice și de departe victime sunt copii aparținând minorității rome. Iată că tot în emisiunea dumneavoastră mi-am amintit de perioada în care am fost școlar, în care am fost la școală și într-adevăr exista o tipologie a copiilor, da, înainte de 89. Aveam și bătăușul, aveam și ochelaristul, îl aveam și pe tocilar, dar spre deosebire de ceea ce se întâmplă în momentul de față în mediul școlar, care din punctul meu de vedere este unul total neprietenos, atunci să știți că ochelaristul sau tocilarul făceau parte din echipa de fotbal, iar în echipa de fotbal nu erau văzuți de către ceilalți colegi ca și cum ar fi fost un lupul omega, să spunem, da, dintr-o haită, adică cel mai slab. Da, sportul îi unește, adică activitățile comune pe care, sau cum să zic, pasiunile comune îi unesc. Eu vreau doar să ajung la cauze și, evident, și la soluții. Noi, în momentul de față, asistăm la efectele, spun eu, neputinței și amatorismului din sistemul educațional românesc. Repet, este un mediu total neprietenos. Copiii în mediul școlar nu sunt încurajați să învețe împreună, să desfășoare activități de grup. Se încurajează competiția, se încurajează individualismul, după principiul scapă cine poate, cel mai bun câștigă. Deși copiii petrec, de pildă, în învățământul primar și după aceea în gimnaziu atâția ani, să știți că nu se cunosc mai deloc. Se leagă două, trei prietenii cu doi, trei colegi și nimic mai mult. Deci, principala cauză care determină acest fenomen de excludere, de violență în școală, de abuzuri, și n-aș numi, cu respect pentru doamna Dinu, nu aș numi tocmai un copil agresor. Copilul agresor sună foarte ciudat, copilul agresor. Nu, cred că mai curând trebuie să fim noi mai conștienți în calitate de părinți și de adulți. Și eu am doi copii, fetița mea are diabet de tip 1 insulinodependent și să știți că îl are încă din clasa a doua, acum este în clasa a cincea. Copiii, se înțelege în linii mari cu copiii, de bine, dar sunt foarte mulți copii care o privesc cu suspiciune, văzându-i firul acela de la pompa de insulină. În mod sigur, cadrele didactice, deși le-am informat, deși am făcut demersuri către conducerea unității școlare, către învățători când era în primar, către doamna dirigintă din gimnazial acum, lucrurile acestea nu au fost cumva explicate celorlalți profesori și în ședințele cu părinții, care, repet, din păcate, aceste ședințe nu mai au loc de foarte mult timp. Și atunci are de suferit. Da, domnul Strigbea, vreau să vă spun un lucru. Să nu uităm că acești copii au revenit la școală după un an și jumătate de izolare, de pandemie. Au revenit brusc la școală, iar din partea școlii nu s-au făcut eforturi minimale pentru a-i... E drept în perioada aceasta extrem de scurtă pentru a-i reintegra, să spunem, în mediul școlar. Au revenit brusc la școală ca și cum nimic nu s-a întâmplat un an și jumătate. Să râd, adică la cum știți că e pregătită România, noi n-am reușit să organizăm școala online în perioada asta. Dumneavoastră vreați un curs de reintegrare. Stați o secundă în telefon, de fapt mai multe minute. Poate să-i zică copilul agresor, că aici era... Poate să spună și așa, sau copilul care are un comportament agresiv. Sunt folosiți ambii termeni. Adică, da, agresorul îl deranja pe ascultătorul nostru, dar, până la urmă, nu știu, probabil că asta se întâmplă. Doamna Dinu Cătălin, rămâneți pe fir, vă rog frumos, o să luăm publicitate acum, ne întoarcem după publicitate, știu că mai sunt persoane pe fir, vă solicit un pic de răbdare, pentru că aici, la Deșteptarea României, dialogurile sunt în trei părți și sunt ceva mai lungi. Ne întoarcem în 3 minute. Deșteptarea României.
un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Înapoi la deșteptarea României, astăzi despre bullying, cu tot ce implică acest lucru. 71% dintre copiii din România spun că au fost agresați, umiliți sau au fost martori la aceste fenomene. Bullying e mai mult decât o agresiune fizică, de asta este importat acest termen, care e ca un umbrel, așa, și care exact ascunde agresiuni fizice, umilințe, nu? Hărțuiri. Trimiterea emoțional, care însoțește toate celelalte forme de bullying. Apropo, mijloacele tehnice, telefoanele moderne sunt des implicate în chestiunea asta? Ce... Sunt, da, da. Sunt, pentru că răspândirea informației este mult mai rapidă, pe o plajă mult mai mare, și cu greu mai ștergem de acolo un mesaj sau o poză care se distribuie în câteva secunde și atunci rămâne ca o amprentă asupra... Spuneți-mi, copiilor. Avem voie să nu uităm în telefoanele copiilor? Din punctul meu de vedere, ca și psiholog, recomand asta să o facă părinții în prezența copiilor. Ok. Să cer voie, pentru că așa îl învăț, de fapt, pe copil. Dar mai e un aspect. Depinde ce vârstă are copilul. De la ce vârstă i-am dat telefonul, că dacă este de la 5 ani, eu i-l-am dat, eu trebuie să-l și verific. E o vârstă... Dacă vorbim de adolescenți, da, acolo ar trebui să învățăm ce înseamnă respectul și intimitatea. Și dacă lucrurile astea sunt învățate în familie, în climatul familial, mă pot uita împreună cu copilul în telefonul lui. Pentru că altfel se va simți invadat și nu va veni, nu-i creez un canal de comunicare mai facil prin asta. După ce anume să mă uit, care să-mi dea un semn că se petrece ceva complicat? În primul rând ar trebui să observe părinții cât de mult stau izolați cu telefonul. Ei au tendința aceasta, dacă se uită pe site-uri interzise sau lucruri destul de periculoase, să se ascundă pentru asta, să o facă doar în camera lor sau într-un colț, nu de față cu părintele. Să își dea seama că petrece foarte mult timp izolat acolo, în cameră. Ce face? Se uită pe telefon, se uită pe internet. Deci partea asta de izolare, partea asta de... Deci asta e un semn. Da, este un semn că nu mai dorește să comunice. Acum, iarăși, depinde foarte mult de vârsta copilului. Dacă vorbim de un adolescent, acesta are această nevoie ca de intimitate. Cătălin, mai este acolo? Da, sunt sigur că sunt. Bun, aș vrea să punem o concluzie, pentru că mai e și altă lume care așteaptă. Am înțeles mesajul tău, dar spune-mi așa, din punctul tău de vedere, ca părinte, cum crezi că s-ar putea rezolva, sau nu, de fapt, rezolva, că nu se rezolvăm niciodată, dar atenua tipul ăsta de probleme? Ce aștepți? Intervenția statului, a școlii, a unor... Nu, eu cred că sistemul educațional românesc trebuie reformat sistemic, adică din temelii. Trebuie să umblăm la conținuturile educaționale, trebuie să fim sinceri, să recunoaștem că programa școlară nu reflectă sau este foarte departe de ceea ce înseamnă viața reală și cu atât mai departe de ceea ce înseamnă viitorul apropiat. Copiii noștri nu dobândesc abilități, nu dobândesc competențe practice, nu le sunt exploatate aptitudinile. România educată este un slogan, este o lozincă. În opinia mea, mediul școlar nu ar trebui axat, așa cum se întâmplă din păcate și în sistemul medical, pe vindecare. Noi suntem axați în zona asta a medicinei pe vindecare. Nu suntem obișnuiți să prevenim. Să facem prevenție. Da. Uite ce idee bună. Da. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Încerc să mai introduc și altă lume. Da. Cadrele didactice ar trebui instruite să dobândească competențe în ceea ce exact privește studia minorităților naționale, comportamentul corect în mediul școlar, pentru că acolo e cea mai mare problemă. Mulțumesc încă o dată. Să știi că ești în asentiment cu Consiliul Național al Elevilor, care a spus, domnule, mai curând educații pe profesori decât să facem comitet, cum a zis domnul ministru, comitet anti-bullying. Există niște grupuri de acțiune, nu prin există lege? Există prin lege niște grupuri de acțiune care, din păcate, nu au fost puse în practică. Au fost adoptate în perioada pandemiei la început, școlile au fost online... Da. Sperăm că din anul școlar următor să se întâmple asta la modul real. Violeta, salutare, ești la deșteptarea României, ești așteptat tare mult. Mulțumesc.
Bună ziua, Cătălin. La bună reauzire, de fapt, nu e prima oară când ne auzim în emisiunea asta, care îmi place foarte, foarte mult, ca dovadă că intervin de fiecare dată când mă fascinează tema. Astăzi v-am sunat pentru că sunt mama unei fetițe de 16 ani care a trecut prin bullying emoțional, și aș vrea să vă povestesc cum am gestionat această situație și cum am reușit să-mi fac copilul să treacă peste acele momente dificile pentru un copil care este sensibil și emotiv și vulnerabil la răutățile colegilor. Ce s-a întâmplat? Vorbim despre anii, clasele 5-8, când n-a mai fost doamna învățătoare care să-i protejeze și să-i țină pe toți în starea aceea de echilibru, și în momentul în care au trecut în ciclu gimnazial și profesorii, fiecare dedicat pe disciplina lui, nu s-au mai aplicat atât de mult asupra personalității copiilor. Este momentul când ei scapă de sub protecția doamnei învățătoare și au mult mai multă libertate. Încep să-și exprime foarte puternic personalitatea. Fiica mea este un copil și acum, în continuare, la fel de delicat și de sensibil. Însă a avut neșansa să aibă colege cu o personalitate total opusă a ei. Preocupate de modă, preocupate de prieteniile cu băieții, vârsta la care se întâmplă și lucrurile astea. În momentul în care un copil este diferit sau n-a fost singura, din păcate, n-a fost singura supusă bullying-ului, la un moment dat în clasa ei s-au împărțit fetele în două categorii. Era grupa de populare, termen deja foarte la modă în generația lor, și grupa de fetițe cu minți. Dacă vă spun că avea o colegă care căuta etichetele de la cămășuțele fetelor să vadă dacă sunt de firmă sau nu, poate n-o să mă credeți. Era un criteriu de evaluare a unui copil. Cum se îmbracă? Ce haine poartă? Sunt de firmă? Nu sunt de firmă? Nu conta cât de bine învață. Conta cum este îmbrăcat, conta cât de social este și dacă ești mic și dacă ești emotiv, ești din start exclus. Ești deoparte. Vă rog, doamna Dinu. Da, din păcate, când vă spuneam că nu se identifică corect fenomenul de bullying în școală, sunt foarte frecvent întâlnite astfel de situații în acele școli de top pe care le numim, în care copiii au un nivel material ridicat. Bullying-ul nu este doar pe motiv de sărăcie și excludere. Acesta e bullying, da? Este... Nu era o școală de top, nu e o școală de top, e o școală din București, o școală din cartierul Berceni, adevărat, o școală cu ceva mai multă reputație aici în cartier. Am să vă spun ce am făcut eu pentru copilul meu. Am încercat să explic că eticheta nu e tot în viața unui om. Important este cine ești și ce vei ști să faci în viața ta, nu ce haine vei purta. Dar copilul tot suferă. Da? Exact, pentru că este... Scuze, concluzia pe care am tras-o la sfârșitul clasei a 8-a a fost că acești copii au un comportament care este foarte puternic inoculat de părinți. Deci astea sunt lucruri care nu vin din personalitatea copilului neapărat, ci vin din educație. Da. Iar după ce s-a terminat clasa 8-a, anul trecut, am avut examenul de evaluare și eforturile noastre de a învăța și de a ajunge la un liceu bun au fost răsplătite. Acum este elevă la Cantemir Vodă și, din fericire, are parte de un colectiv de copii excepțional. Și mi-a spus recent, acum câteva săptămâni, după ce a venit de la școală îmbrăcată într-o ținută obișnuită, o cămașă și o fustiță, dacă m-aș fi îmbrăcat așa la școala generală, ar fi râs toate fetele de mine.
Să știi că colegele mele mi-au apreciat foarte mult ținuta și le-a plăcut foarte mult felul în care m-am îmbrăcat. Spectaculos ce povestești. Mulțumesc tare mult, Violeta. Cum corectezi o astfel de situație? Vă spuneam că în acele grupuri de acțiune implicăm părinții, pentru că educația vine și din familie și dacă părintele transmite astfel de valori, ce e important? Să ai hainele de firmă, să te ducă șoferul la școală și să nu mergi cu tramvaiul? Deci mesajele trebuie să vină de respect, empatie și validare emoțională și din partea părinților. E adevărat, dar ei sunt prinși astăzi și în rețele sociale și în modele care... Ei sunt prinși, exact. Și este o nevoie firească a vârstei lor de a fi acceptată de grupul de prieteni sau de grupul școlar, însă cu mesaje repetate și constante, cu susținere din punct de vedere emoțional al copilului, îl ajut să treacă peste astfel de dificultăți. Dacă vreți, îi dezvolt ceea ce se numește reziliența. Și celui care caută la etichete, ce îi spui? Celui care caută la etichetă ar trebui iarăși vorbi cu adultul de acolo, pentru că nu vin să pedepsesc copilul care face un asemenea comportament. Aha. Pot vorbi însă cu el și pot crea situații în care să-l pun pe picior de egalitate cu ceilalți. Dar iarăși, activitățile acestea trebuie să vină propuse de adulți. Pentru că cineva pe Facebook spunea, domnule, pedepse drastice. Da, e de văzut până unde. Melinda, salutare! Bună ziua! Aș vrea să povestesc despre fetița mea, care acum, fetița, acum are 16 ani, iar în urmă cu 5 ani, la școală generală, tot cum zicea doamna, între clasele 5-8, a avut parte de bullying. Au început colegi. Ea este o fire mai retrasă, mai timidă. Și au început prima dată cu cărți, caietele aruncate la coșul de gunoi, ascuns geantă, lucruri personale, apoi aruncatul micului dejun în coșul de gunoi. Deci, dar a fost chinuită rău. Parcă e un tabou clasic de bullying. A fost chinuită rău. Odată întâmplător și-a lăsat micul dejun acasă. Noi n-am știut nimica despre ce se întâmpla la școală și a uitat micul dejun acasă și cum avea clasa la parter, geamul pe stradă, am zis că nu mai intru, bat la geam, dar geamul era deschis și când folosesc cularul fiicei mele ca cârnă pe geam, deci în momentul ăla i-au aruncat colegii cularul și așa ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Am anunțat diriginta care a zis, da, o să iei măsuri. Bun, a trecut o săptămână, două, trei, nimica, și fiica mea totuși nu vrea să ne povestească ce se întâmplă la școală, până când odată a venit acasă cu doare mâna. A fost plină de înțepături, a fost înțepată cu ace de gămălie. Și atunci m-am dus la școală, îmi cer scuze, dar am emoții, m-am dus la școală și... Am întrebat diriginta până când mai așteaptă să iei vreo măsură. Am ajuns și la directoare. A venit și diriginta acolo înăuntru, care a zis că până acum n-am crezut, dar chiar asta a întâmplat să arunce penarul fiicei tale în fața mea. N-au văzut că sunt acolo și atunci, abia atunci am crezut că da, într-adevăr, ce se întâmplă. Și după ce am vorbit și cu directoarea, nimeni n-a luat nici o măsură, după care am început eu să sun mama fetei care o agresa, să zic așa, pe fiică mea și să-i povestesc ce se întâmplă. Și ce să vezi, era revoltă foarte mare, cum că fiica ei nici de cum nu face așa ceva. Și nu s-a luat nicio măsură. Și atunci eu am încercat să îi dau încrederea în sine ei înapoi, că de fapt nu ea îi devina, ea nu a greșit cu nimica, de aia pentru că e mai timidă. Asta ai nu, mai lăsat-o nu la școala respectivă? Trebuia să las, pentru că n-am avut posibilitatea, stând la țară, ca să o duc la altă școală să facă naveta. Sunteți de la țară voi? Cum da. Aha. Poate asta e o posibilă explicație, asta era diferența, nu?
un copil venit din altă parte. Și cum s-a terminat episodul ăsta? Noi eram la o școală dintr-o comună. Aha. Și nu aveam posibilitatea să duc în oraș la școală. Cum s-a terminat episodul ăsta? Cum s-a terminat? Doamne, mulțumim că fata în clasa 8-a, deja care o agresa pe fiică-mea, a venit la Arad, la o altă școală. Și așa s-a încheiat. La sfârșitul clasei a 8-a, când trebuia să alegem la care liceu merge, să nu vă zic că fiică-mea avea un stres, dar dacă și ea vine acolo, atunci profii ar începe de la început. Și vreau să zic că abia când am terminat clasa 8-a, deci am plecat de acolo din școala respectivă, atunci mi-a zis o profesoară că a auzit o discuție la cancelarie, cum că se consulta diriginta fiicei mele cu altă profesoară, că spune-mi acum pe care părinte să-l supăr. Deci ea practic se temea de, vezi, Doamne, că supărăm un părinte dacă îi zicem că comportamentul copilului său nu e adecvat. Cum trebuie să procedeze profesorul aici? Da, e o situație foarte dificilă, pentru că fiecărui părinte este greu să creadă cât copilul lui se află în ipostaza de victimă sau în ipostaza de copil cu comportament agresor, copil agresor. Și atunci este foarte, foarte dificil, dar cumva recomandabil din punct de vedere al consilierii și al terapiei este să discute întâi adulți între ei, fair play, împreună cu dirigintele de acolo sau cu învățătorul, și mai apoi aceștia să meargă acasă și să dea mesajele corecte, adecvate și pozitive către copii. Deci întâlnirea nu e de ajuns să sune mama... Nu este de ajuns, pentru că comunicarea față în față, cel puțin eu sunt adeptă acestei comunicări, care poate fi sinceră, pot decodifica, dacă vreți, atitudinea per ansamblu a părintelui, dacă acceptă sau nu. Gândiți-vă că în spatele unui comportament de bullying, fie că vorbim de copil agresor sau copil victimă, vorbim de niște emoții. În spatele oricărui comportament, că suntem copii sau adulți, vorbim de emoții. Deci, trebuie să lucrez pe partea emoțională de echilibru și validare emoțională și cu acel copil care agresează. El este plin de furie, plin de ură, plin de dorința de a atrage atenția, dar prin metode, iată, neadecvate. Foarte interesant ce ne povestiți. Un singur lucru, Melinda, la final. Da? Te rog, spune-mi, copilul este bine astăzi? Este bine, dar totuși are o oarecare rezervă față de tine. Deci, da, de înțeles. Neîncrederea. Ce vreau să vă mai zic, un singur lucru. Abia când fiica mea a trecut prin neplăcerile astea, mi-am dat seama că la rândul meu și eu am greșit când am fost elevă, tot așa cu o colegă de clasă care era interesată de ezoterie, deja de mică, și noi tot ne băteam în joc de ea, nu știu să-mi explic bine, îmi cer scuze, și... Abia atunci mi-am dat seama că oare ea prin ce-o trecut. Și am căutat-o pe internet, am vorbit cu ea, prima dată n-a vrut să vorbească cu mine. Și atunci i-am povestit ce s-a întâmplat cu fiica mea și că îmi cer scuze pentru toate neplăcerile pe care le-am făcut ei. Pentru că abia acum am dat seama prin ce-o trecut ea. Și mi-a mulțumit foarte mult. Și atunci mi-am zis că tu știi că eu am trebuit să mă ținut și din cauza asta. Deci, nu ne dăm seama ca copii ce efect are asupra celuilalt comportamentul nostru, agresarea verbală, habar nu avem ce simte celălalt copil. Și aici ar trebui să pună accent pe... Deci, să le povestească, să vorbească cu tinerii și despre partea cealaltă, nu doar că nu-i voie să agresăm, povestește-le și ce simte celălalt copil. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia asta și pentru curajul tău. Este extraordinar că poți spune asemenea lucru în văzul și auzul unei jumătăți de milion de oameni. Până la urmă așa se face, așa se corectează lucrurile. Și asta e bine, să ne gândim la toată suferința pe care o putem înmagazina, dar o și putem provoca. Mulțumesc încă o dată pentru acest exercițiu teribil de sinceritate.
Ioana, salutare! Tu închei Deșteptarea României sezonul acesta. Te ascultăm! Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dat și vă felicit în același rând pentru emisiune. Trebuie să recunosc că este un subiect extrem de sensibil pentru mine, fiind în situația aceasta de aproape 2 ani cu băiețelul meu. Ceea ce pot să spun, ascultând și poveștile pe care le-am auzit dinainte, este că, spre deosebire de ce am auzit și sunt convinsă spre deosebire de mulți oameni, de multe familii, ceea ce am făcut noi diferit a fost să luăm acțiune împotriva școlii. Suntem probabil primul sau printre puținele familii care am acționat școala în judecată, suntem într-un proces civil pe tema bullying-ului, lucru care evident a fost persiflat de către partea adversă că nu ar exista acest fenomen de bullying și să mai terminăm cu prostiile acestea de bullying. Pe scurt, băiețelul meu a mers la o școală privată din București, într-o perioadă în care noi am revenit în România. Când a trecut la clasa a 5-a, așa cum spunea și o doamnă mai devreme, s-a produs oarecum o modificare a comportamentului colegilor. Ceea ce cred eu că este extrem de important este, în primul rând, educația pe care noi le oferim copiilor acasă, pentru că copilul nu se naște făcând judecăți de valoare asupra etichetei pe care o are o bluză sau asupra mașinii de care se dă mama sau tata jos. Acestea sunt lucruri pe care le aud de acasă. De asemenea, școala, din păcate, trebuie să înțeleagă că există acest fenomen. Nici noi nu ne-l dorim ca părinți și, din păcate, și trebuie să lucrăm împreună cu școala. Părinții și școala trebuie să lucreze împreună pentru a combate încă de la început, de la primele apariții ale acestui fenomen. Câteva exemple pe care pot să vi le dau este că în clasa a 5-a am fost la ședința cu părinții și știam că băiețelul meu nu se simte foarte bine la școală. Am adresat cu directorul școlii problema. Mi-au tot promis că vor lucra la această situație în clasă. Și domnul profesor de limba română ne-a spus că ne-a dat niște rezultate la testele copiilor, iar eu am intervenit în cadrul ședinței și am spus că îl sfătuiesc ca în momentul în care un elev e scos în fața clasei să-și prezinte proiectul. Ok, poate nu a făcut cel mai extraordinar proiect, dar în momentul în care vede că acel elev este încolțit de colegii din clasă, încep să râdă, încep să-l batjocurească că nu mă interesează ce prezinți tu, chiar dacă știe că nu a făcut un proiect foarte bun, rugămintea mea este să nu-i dea un feedback în fața clasei elevului, ci să dea separat și să-i spună, uite, pentru că mi se pare că aici ai greșit, aici ai putut să faci diferit. În momentul în care vezi că deja clasa râde de copil, elevul scos la tablă, nu are sens și tu ca profesor să-l mai umilești și tu încă o dată. Răspunsul pe care mi l-a dat domnul profesor a fost că copilul trebuie întâi traumatizat, ca apoi copilul să poată da performanță și, drept urmare, băiatul meu, la al doilea proiect pe care l-a spus, a luat nota 10. L-a expus, a luat nota 10, da, pentru că prima dată a fost traumatizat și, uitați, a doua oară a avut performanță. Am înțeles eu bine, se petreceau într-o școală privată? Da. Asta e cu atât mai interesant, că era pe banii dumneavoastră traumatizare. Stați o secundă, că mai știu mitul ăsta, sau poate pentru unii nu e mit. Dom'le, traumele astea contribuie la un om mai puternic în viață, doamna Dinu? Nu, nici de cum. Din contră, îl fragilizează și îl vulnerabilizează. Însă, adepții acestei metode vin, de fapt, tot dintr-un model din ăsta parental, dacă vreți, și familial, total eronat. Dar nu, trauma nu-ți poate aduce beneficii. Nu te face mai dur, mai puternic, mai... Nu te face, te vulnerabilizează. Este important dacă de-abia reușești să treci peste traumă și să-ți dezvolți reziliența, însă sunt oameni care nici la maturitate nu își pot dezvolta această reziliență, adică capacitatea de a trece peste eșecuri și dificultăți. Ioana, în ce stadiu sunteți acum? Adică vă judecați cu școala și copilul e tot acolo? Nu. Copilul a fost transferat la o altă școală din ziua în care a fost agresat. Într-un final a fost agresat fizic în curtea școlii. Și copilul acum, am încheiat procesul de terapie, am făcut săptămânal proces de terapie pentru a-și putea
a putea trece prin peste această traumă. Pot să vă spun că, ca și mama, eu am o relație extrem de... comunic foarte bine cu el și am comunicat tot timpul și am observat că mă suna să-mi spună: mama, mi-e rău, nu mai vreau să stau la școală, bine, o să mă iei de la școală, mă doare capul, îmi vine să vomici. Când ajungeam acasă era totul în regulă cu el și am spuneam, dar nu e în regulă. Am venit să te iau de la școală și de fapt văd că nu ai nimic din punct de vedere clinic. Și acum el este bine, dar pot să vă spun că în momentul în care am început sesiunile de terapie, mi-au fost date niște formulare, să completez niște formulare, printre care una din întrebări era dacă s-a gândit sau vreodată la sinucidere. Copilul meu atunci, în clasa a șasea, a bifat că da, s-a gândit la sinucidere și a și programat-o, când și cum să o facă. Și în momentul în care am încercat să discut cu el, înțeleg că poate duce către un asemenea gest o traumă de asta prin care cineva trece, îmi cer scuze, sunt foarte emoționată. Și mi-a spus că da, s-a gândit pentru că ar fi vrut să considera că le-ar fi fost mai bine colegilor fără el și consideră că pe noi ca părinți ne-a pus printr-un mare chin, fiind în situația de a discuta cu cei de la școală și eu tot timpul săptămânal eram la școală să încerc, haideți să mai rezolvăm situația. Chiar și cu consilierul lor au făcut un exercițiu de grup, un gen de team building activity ca să aducă clasa împreună sau ca să rezolve problema și de fapt ce s-a întâmplat, l-au spus că băiețelul meu în fața clasei să spună toată lumea ce are împotriva lui, iar băiețelul meu când a stat, a ascultat câteva păreri, nu a mai rezistat și a fugit, s-a ascuns în baia a școlii, de unde nu l-a mai putut scoate nimeni pentru 2 ore. Doamne! Aceasta a fost o acțiune făcută de școală pentru a aduce clasa împreună. Îmi dau seama, eu vă doresc toată puterea din lume. Ioana, mulțumesc mult că ai sunat, mulțumesc mult pentru sinceritate și pentru poveste. Îmi dau seama că o să revin la România în direct sau în alte zile la ceea ce am auzit astăzi, ascultând numai ultimele cazuri. Sunt momente teribile. Lăsați-ne un sfat, doamna Dinu, acum la final. Dați-ne un sfat pentru noi părinți, ca să știu, pentru că multă lume nu o să aibă încredere în cum poate rezolva școala, dați-ne un sfat măcar nouă cu care să preîntâmpinăm lucrurile acestea. Noi la nivelul organizației implementăm acest program de prevenție și la nivelul grădinițelor. Ne-am dat seama că cu cât copiii sunt mai mici, cu atât ei vor învăța niște valori pe care le-am regăsit de altfel și citindu-le, așteptând la noastră în emisiune. Respect, empatie, curaj și toleranță. Toleranță că suntem diferiți, nu toleranță vis-a-vis de actele violente. Așa că părinții sunt îndrumați să transmită astfel de mesaje și valori copiilor, indiferent de vârstă, ca să se asigure că vor fi niște copii și adulți echilibrați. E adevărat, e foarte important istoricul de viață al fiecăruia. Spuneam că acea bluză cu etichetă este cumpărată de niște părinți care pun această valoare pe etichetă. Deci cumva valorile vin din familie. Eu vă mulțumesc tare mult. Sper că v-a fost util. Sper că ați învățat ceva și încercați să dați dovadă de deschidere mare. Iar dacă nu reușiți, cred că sunt specialiști care să vă stea la dispoziție. Cum îl găsești pe psihologul școlii, consilierul școlii? Consilierul școlii îl găsești căutându-l, să spunem așa, da, în cabinetul școlii. Sunt ONG-uri Poți să te duci direct la el să-i spui, uite, am o problemă cu copilul meu? Copil fiind, da, poți să te duci, dar e un alt subiect de discuție. Ca să poată lucra cu acel copil, consilierul are nevoie de acordul scris al părintelui. Acord care ar trebui luat la început de an școlar, ca să se asigure învățătoarea sau dirigintele că îl poate invita pe consilier la școală sau dacă în clasă, sau dacă sunt dificultăți, să-l poată trimite direct pe copil. Deci, iarăși, e o problemă de sistem pe care ar trebui să o regândim. Important este să știe și cadrele didactice că formează și din punct de vedere emoțional copiii, nu doar din punct de vedere cognitiv. Deci partea emoțională este cea care ne definește, dacă vreți, ca și ființe umane.
Mihaela Dinu, coordonatorul programului anti-bullying de la Salvați Copiii, mulțumesc tare mult pentru prezență. Deșteptarea României acest sezon se încheie aici. Mulțumesc pentru participarea, sinceritatea și deschiderea voastră. Sper ca să fi învățat cât mai multe unii de la alții și sper să plecăm cu niște idei cât mai bune pentru societatea românească. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.